Mi-aduc aminte și acum am jucat cu Spania în Craiova. Am jucat meciul, meciul a fost s-a terminat 2-2. De atunci mă simțeam destul de slăbit. Aveam niște amețeli. A trecut meciul de la Craiova, a venit meciul de la Buzău. Am fost învins, dacă nu mă știu, minutul 90, Stan a înscris. Am avut foarte mare amețeli, am spus doctorului, îi spusese și înainte cu o săptămână, nici nu s-a terminat meciul și am fost direct la spitalul din Craiova. A fost de bună voie că medicul... A venit medicul cu mine, medic era domn doctor Frânculescu, un om deosebit și un doctor aparte. A venit cu mine, în aceeași seară m-au și internat. Mi-aduc aminte că îmi spunea, ea nu știa că sunt în spatele doctorului. Doctorul e cu cel cu care ai venit, cât mi-l aduci în ultima fază. Vă dați seama că nu m-am simțit prea confortabil. Și m-a dat foarte mult înapoi, mi-a revenit destul de greu cu hepatita. Dar a fost o altă încercare, ca multe altele, și mă bucur că am trecut cu bine peste această hepatită.